În cursul zilei de ieri, după ora prânzului, un elicopter Smurd a preluat o pacientă de pe heliportul de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, fiind vorba despre prima intervenție pe heliportul nou construit. Prima intervenție pentru viață pe heliportul de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin a avut loc ieri de un elicopter Smurd. O femeie în vârstă de 40 de ani aflată în comă de gradul 4 cu hemoragie cerebrală din cauza unei malformații preexistente, fiind transferată la o unitate medicală din Timișoara. Echipajul care a preluat-o a venit de la Caransebe și a decis să aterizeze pe heliportul nou construit pentru a scurta timpul până la tratamentul necesar pacientei, aflată în stare foarte gravă. Noua construcție este o șansă de care depinde viața pacienților aflați în stare gravă și îmi doresc să fie salvată femeia preluată de pe heliport, la fel cum îmi doresc să se întoarcă acasă sănătoși toți cei care vor pleca în intervențiile viitoare. Sănătate tuturor, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu. Heliportul este parte integrată a proiectului de reabilitare, modernizare și extindere a unității de primiri urgențe, implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a susținut mereu investițiile în infrastructura de sănătate, iar de această dată, heliportul de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin a fost un pas important menit să vină în sprijinul cetățenilor aflați în situații critice.